Care este meniul pregătit turiștilor care vin aici la Letea? Ciorbă de pește, felul principal, și după aceea, după preferințe, sau saramură, sau o friptură de pește cu cartofi la cuptor, sau pește prăjit. Iar la desert? Gogoși. Care e cel mai apreciat fel de mâncare aici? Ce pregătiți turiștilor? Toate, de fapt, toate, da. Da, da. Spuneți-ne ceva despre ciorba de pește. Eu știu, cum o faceți? Ce e specific zonei? Ciorba de pește se face cu suflet și cu mai multe feluri de pește. Ce puneți în ea? Pește de mai multe feluri, cartofi, legume și un pic de smântână la urmă. Și leuștean, normal. Am văzut aici, aveți saramură sau ce este? Da, saramură din somn și crap. Saramură de somn și de crap. Bun, cine nu mănâncă pește, e greu de crezut că sunt oameni care vin în delta și nu mănâncă pește, dar există și asemenea persoane. Da, telefon și le facem un grătar sau un cartof prăjit. Letea a devenit un punct de interes, este o presiune a turiștilor către Letea, deci marea majoritate care vin organizat în delta au un pachet și o zi la Letea pentru vizitarea satelor. Mai avem câteva case care au rămas totuși în stilul vechi, acoperite cu stuf. Sunt marea majoritate, dar câteva totuși au fost păstrate. O vizită în pădurea Letea, Cearoseti, Sfiștov, ca mănăstirea, cai neapărat la cai și cam o zi pierzi la Letea. E un câștig foarte mare în ziua aia. Da, convine pentru că e un turism în care se implică marea majoritate a oamenilor, adică care are o căruță cu cai. E ok, adică participă, nu este un turism exclusivist în care sunt 10 angajați și ceilalți din sat se uită. Nu, au posibilitatea să participe la acest proces, toată lumea poate să facă treaba asta. Adică poate să ghideze, poate să facă o plăcintă acasă, s-au deschis punctele gastronomice cu specific, fiecare se autorizează în aceste puncte funcție de specificul casei lui, care poate să facă o plăcintă, care știe să facă o ciorbă, în fine. Și participă toată familia la această activitate, e ok. Adică este un câștig pe timp de vară pentru toți oamenii. În primul rând, orice turist care dorește să viziteze zona trebuie să știe care sunt condițiile. Mai exact, plata accesului în rezervație, obținerea permisului de acces în rezervație, care e la 5 lei pe zi, 30 de lei pe an, nu e o sumă foarte mare. La fel, în condițiile în care dorești să intre în zona pădurii Letea, mai apare o taxă suplimentară de 5 lei pentru accesarea zonei pădurii Letea. Acolo au fost construite, fiind zonă strict protejată, au fost construite 3 trasee turistice, 2 cu mijloace moto sau tracțiune animală, unul nu doar pedestru, repet, vorbind de o zonă strict protejată și aflată în rezervația biosferei Delta Dunării, unde turiștii, clar, pot vizita și pot vedea această frumusețe unică pe care pădurea Letea o reprezintă, pădurea subtropicală cea mai nordică în acest moment de pe continent. Păi acesta este unul dintre cei mai bătrâni stejari din pădurea Letea și este foarte apreciat de către turiști. În momentul acesta este singurul stejar foarte bătrân care se poate vizita și se poate observa. Ce vârstă are? Aproximativ 500 de ani vechime. Pădurea este despărțită de aceste dune de nisip. Putem vedea foarte bine aici diferența dintre două tipuri de ecosisteme, mai exact, da? Pentru că avem pe de-o parte o varietate foarte mare de plante, avem arbori, arbuști, vegetație perenă, da, multe, multe specii de plante și alături sunt dune de nisip cu doar câteva specii de plante pe aceste dune. Grindul Letea, pe care ne aflăm noi, a apărut chiar la începutul formării deltei, deci acum câteva mii de ani în urmă, da? Iar vegetația a apărut ulterior, treptat, s-a format, a fost diverse forme de vegetație.
punctele gastronomice, care sunt păstrate, deși bine dezvoltate, sunt păstrate prin unicitatea lor, încă este reprezentată tradiția, ceea ce ne bucură și asta încercăm să păstrăm. Deși se observă evoluția, putem observa și cultura din spatele punctelor care există. În același timp, turistul vine să caute o experiență și în Letea chiar o găsește. Avem mijloace de transport inedite. Avem pădurea Letea care poate fi vizitată cu căruța, ceea ce, în primul rând, pentru turiștii străini este o chestie interesantă și inedită. Principalul mijloc de transport din pădurea Letea este căruța. O astfel de plimbare durează până la 2 ore și jumătate și costă 20 de lei pentru un traseu dus întors. Pentru Go Next, din căruță, Adrian Boioglu. Am început lucrările la fațadă, coama și o parte. A durat o săptămână, școala noastră durează o săptămână. Anul ăsta este a doua ediție și vrem să facem aceste două laturi. Și cele două fațade stradale pe care le placăm cu scândură, este tot o tehnică locală care a început de prin anii 70, pentru că fiind expus ploii și vântului, pământul se crapă și cade mai repede și localnicii au început să placheze cu lemn întreaga fațadă. Asta o să facem și noi, apoi o vopsim cu albastru și treptat sperăm ca acest loc să devină un exemplu de bună practică și în Letea și în toată Delta. A fost cumva o întâmplare fericită. Am ajuns aici acum vreo 7-8 ani. Aveam proiecte în mai multe locuri din Delta, dar aici cumva, nu știu, cred că ne-a plăcut mai mult. Și faptul că Letea este ultimul sat din Delta Dunării care arată ca un muzeu viu. Și casele încă își păstrează aspectul natural, sunt vopsite cu albastru, au stuf pe casă. Asta e ceva ce a devenit unic și motiv pentru care și ajung sute de turiști zilnic aici. Și noi am vrea să învățăm pe localnici că ei ar trebui să câștige mai mult din asta și nu doar să oferă un prânz și un transport, pentru că important este ca acest turism să se dezvolte sustenabil și nu pe scurt timp. Adică